Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Marin Sorescu, născut la Bulzești, în județul Dolj, la data de 19 februarie 1936. Bărăgan. Țipătul de lehuză al cocorilor. Marin Sorescu a urmat școala primară în comuna natală Bulzești. A început cursurile liceale la Colegiul Frații Buzești din Craiova, fiind transferat apoi la școala medie militară din Predeal, pe care a absolvit-o în 1954. În 1960 a încheiat cursurile Facultății de Filologie din Iași. Stabilindu-se în București, a avut o ascensiune rapidă în lumea literară. Marin Sorescu debutează în 1964, la vârsta de 28 de ani, cu volumul de parodii Singur printre poeți. În 1966 primește premiul Uniunii Scriitorilor pentru Poeme, reușind să repete această performanță de încă 5 ori pe parcursul carierei. Printre volumele cele mai cunoscute se numără Tușiți, apărut în 1970, Suflete bun la toate, în 1972, precum și ciclul intitulat La Lilieci. Dramaturgia lui Marin Sorescu abordează cu precădere tematica teatrului poetico-parabolic în trilogia Setea muntelui de sare, care cuprinde piesele Iona, Paracliserul și Matca. Alte piese importante, jucate atât pe scene din țară cât și din străinătate, sunt Există nervi, Răceala, Vărul Shakespeare și A treia țeapă. În perioada în care Emil Boroghină s-a aflat la conducerea Teatrului Național din Craiova, s-au pus în scenă câteva dintre creațiile dramaturgice ale lui Marin Sorescu. De altfel, un viitor proiect al maestrului Boroghină se leagă chiar de numele marelui scriitor. Marin Sorescu este una din personalitățile emblematice ale Olteniei și ale României. Eu îl respect foarte mult pe poetul Marin Sorescu, dar mă simt mult mai legat de dramaturgul Marin Sorescu. Una din dorințele mele ca director al Festivalului Internațional Shakespeare este să realizăm o nouă montare cu piesa Vărul Shakespeare, care nu a fost la înălțimea pe care ne-am dorit-o noi în 1990, și dorim să realizăm această capodoperă a lui Marin Sorescu pentru o viitoare ediție a festivalului, întrucât există o traducere a piesei în limba engleză, să îl prezentăm și la celelalte festivaluri, în număr de 12, care compun rețeaua europeană a festivalurilor Shakespeare, și chiar să-l purtăm în mai multe capitale europene, fiind, după părerea noastră, unul din aturile pentru calitatea de capitală culturală europeană pe care sperăm cu toții să o câștige orașul nostru. Deși rămasă în umbra capodoperelor lirice și dramatice, proza soreștiană este una dintre cele mai viguroase din literatura română. Viziunea, Vizuinii și mai ales Trei dinți din față sunt două dintre romanele sale cele mai reprezentative. Cu totul aparte, creația plastică a lui Marin Sorescu este o modalitate de exercitare a forței sale creatoare. Desenul, uneori stilizat până la câteva linii, este o probă a căutărilor permanente care nu îi dau pace, iar pasiunea pentru artele plastice se materializează în peste 400 de lucrări de grafică, desen și pictură. Scriind cu mâna dreaptă și pictând cu mâna stângă, poetul se dovedește un artist plenar. Capacitatea excepțională de a surprinde fantasticul lucrurilor umile și latura imensă a temelor comune, așa cum observase de la început George Călinescu, manifestându-se în orice creează, prin cuvânt, linie sau culoare. Critici de talie internațională au opinat că a fost unul dintre cei mai reprezentativi poeți contemporani ai lumii, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Literatură. Operele lui au fost traduse în peste 20 de țări, totalizând aproximativ 60 de cărți apărute în străinătate. A fost ministrul culturii între 25 noiembrie 1993 și 5 mai 1995. A murit la București în data de 8 decembrie 1996. Astăzi v-am prezentat personalitatea și opera lui Marin Sorescu, în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm părerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.